inginer geofizician Andrei Costin Victor să ne prezinte ce a gândit dânsul că trebuie să mai aflăm sau putem să aflăm. Nu există riscul de a vă repeta pentru că majoritatea celor care sunt în sală acum au fost prezenți și anul trecut. O să vă rog să vorbim la acest microfon pentru a putea înregistra sunetul pe cameră. Și după ce dânsul ne va prezenta ceea ce ne va spune, ceea ce are de spus despre Râșa Montană, dânsul ne-a invitat și la un dialog pe acest subiect, deci să nu vă sfii să puneți întrebări. Am să vă rog, dacă puteți, să căutați pe Google Map zona Abrud Roșia Montană. Da, este conectat la internet, laptopul? Da. Ceea ce este deja lucru știut, Roșia Montană a fost... Roșia Montană a fost una din primele exploatări romane de aur de mari dimensiuni din munții Apuseni, de pe teritoriul actual al României. Nu a fost singura. Abrud, a spus? Aș vrea pe Google Map zona Abrud, Câmpeni, Abrud eventual și după aceea încercăm să ne localizăm. Pur și simplu, fotografiile satelitare. Așa, dacă se poate puțin mai spre nord și mai puțin detaliat. Cam așa. Aici, se aude bine? Bun. Aș vrea să vă fac numai puțină geografie. Ați văzut deja câteva fotografii foarte frumoase. Ne sunt de foarte mare folos și acestea. Aici aveți Marea Carieră de la Roșia Poieni, despre care s-a aflat la foarte mulți ani după ce a intrat în discuție proiectul Roșia Montană, a început controversa și pentru prima dată au început să-și dea seama concetățenii noștri că avem de-a face cu o potlogărie prezentată frumos. Cariera Roșia Montană scoate cupru, este un zăcământ de cupru aur într-un masiv de roci andezitice. Andezitele sunt niște roci vulcanice cenușii. Ce vedeți dumneavoastră aici, de exemplu, uitați, ăsta este un excavator. Dimensiunea e comparabilă cu această cameră. E un excavator cu motor electric. Are un fir cam așa de gros după își trage curentul după el. De fabricație sovietică, de pe vremea când eram eu student, am 52 de ani acum. Am vrut să vă spun asta ca să vă faceți o idee asupra dimensiunii carierei. Zăcămintele se numesc Porfiri Capăr. Tatăl meu, inginer geofizician Andrei Justin, a fost cel care a dat primul pe hartă, a localizat pe hartă acest zăcământ. El fusese descoperit mai înainte de colegii geologi, care au intrat cu o galerie aproximativ la vreo 200 de metri sub talpa actuală a galeriei. Puține câteva detalii. Aceasta se numește talpa galeriei, deci partea de jos. Acestea sunt treptele. Pe aici circulă niște basculante de mari dimensiuni. Cele românești aveau cam 55 de tone capacitate, cele japoneze folosite aici au cam 90 de tone. Aici, undeva înspre nord, vedeți, dincolo de limita aceasta de aici, este deja bazinul Roșia Montană. Este o altă zonă cu alt tip de mineralizație, aceea este de tipul aur-argint. Așa, aici se vede deschiderea spre nord. În partea aceasta este uzina de la... Da, uzina din dealul Piciorului.
acolo unde sunt prelucrate aceste cantități mari de minere. Pentru că o să vă povestesc mai multe despre aceste cariere, am să vă explic de ce trebuie să fie atât de mari. De ce o asemenea carieră este rentabilă să fie exploatată începând de pe la 30.000 de tone pe zi. 30.000 de tone e totuși un volum important. Cu cât conținuturile sunt mai mici de minereu, cu atâta este mai rentabil să exploatezi doar în cantități foarte mari, cu mecanizare foarte avansată. Aceste basculante de care vă povesteam, de 55 de tone, au fost construite prin 1985-86, când eu încă mai eram student la geologie. Și astăzi sunt nu numai foarte vechi, dar și foarte mici. Cei care v-am uitat pe la Discovery, pe la National Geographic, cu siguranță ați văzut basculante de la 100 până la 400 de tone. Sunt cele care se folosesc astăzi în zăcăminte de acest tip. Avantajul acestei cariere, cât se poate de numi avantaj, este faptul că nu poate folosi cianură. Acolo unde ai în compoziția minereului ai cupru, acolo nu poți să folosești cianură. Acolo ești obligat să faci flotația. Aceasta este o metodă de separare a minereului de vreo 4 ori mai scumpă decât cianurarea de masă, dar care are avantajul că este mai curată. Ați văzut iazul de la de la Geamăna, cel care a înnecat satul de Geamăna, acela cu bisericuța îngropată. Aduce un pic cu cei care poate ați văzut cândva de mult filmul Ultimul Țărm, cum arăta lumea după un război nuclear. Uitați un excavator de care vă povesteam. Un om este cam cât cupa acestui excavator. Acesta este. Asta este un camion obișnuit. Vedeți dimensiunile. Spre deosebire de acest zăcământ de la Roșia Point, care este ultima mină de cupru relativ importantă în funcțiune în România, restul, tot mineritul românesc a fost pus la pământ. Este ultima care funcționează. A funcționat așa cam în inerție și cu ceva subvenție până prin 2007. Atunci s-a închis. 2006 chiar. În 2008 a crescut brusc prețul la cupru. Au început să aibă nevoie chinezii de mai mult cupru pentru a-și dezvolta rețele de curent electric într-o țară imensă. Mai ales când au început să se extindă către Tibet. Și atunci, cu forțe locale, a fost reactivată cariera. Și aici a reușit să muncească de bine de rău aproximativ 500 de oameni din zona Abrud, câțiva și de la Roșia, câțiva și de pe la Corna. Dacă putem să ne întoarcem la partea de geografie. Așa.